În centrul de primire urgențe a Spitalului Municipal din Roman a fost adus în ziua de 8 ianuarie un bărbat de 49 de ani în stare foarte gravă și în șoc hipotermic. A fost adus de ambulanță în stop cardiorespirator cu manevre de resuscitare în curs, cu hipotermie severă, temperatură centrală a corpului de 25 de grade Celsius. S-au continuat în CPO manevrele de resuscitare, a fost chemat un medic de la domiciliu, întrucât pentru un hipotermic durata de resuscitare este crescută, făcându-se concomitent și manevre de încălzire. Și în ciuda manevrelor de resuscitare, pacientul nu a putut fi salvat și s-a decedat. Bărbatul a fost găsit de familie, căzut în grădina casei, în comă de gradul 4 și hipotermie severă, în ciuda eforturilor de continuare a manevrelor de resuscitare începute în ambulanță și a eforturilor medicilor din CPU, nu s-a reușit salvarea pacientului.